Bună ziua și Hristos a înviat! Vreau să mă adresez astăzi româncelor care sunt în Franța și poate la ora actuală sunt victime ale violenței conjugale. De la începutul izolării și până acum, violența conjugală în Franța a crescut teribil de mult, așa că mă adresez vouă ca să vă spun că nimeni nu are dreptul să fie violent cu dumneavoastră, în niciun fel de circumstanță. În cazul în care cineva este violent, vă rog să nu ezitați să sunați la numărul 17. Este serviciul jandarmeriei care a pus la dispoziție traducători care pot să vă ajute să spuneți despre ce este vorba. Sunați la 17 și dați adresa precisă. Dacă cumva vă găsiți în imposibilitatea de a vorbi la telefon, puteți să trimiteți un mesaj la 114. Deci este foarte important să spuneți: sunt în pericol, je suis en danger, la 114, și să trimiteți adresa precisă. Dacă cumva nu aveți cum să faceți toate acestea, dar puteți să scrieți pe internet, să știți că există site-ul arretonslesviolences.gouv.fr, unde puteți să trimiteți un raport și la fel cineva va traduce din limba dumneavoastră, din română, va traduce ceea ce aveți de spus și de împărtășit. Dacă, știu eu, nu sunteți într-o situație teribil de periculoasă și vreți doar să fiți înțeleasă și ghidată, vă rog să sunați la 3919. E un alt număr de telefon, dar care este un număr de telefon de dialog național în care puteți să, știu eu, să împărtășiți cu tot ceea ce vi se întâmplă. Există soluții pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. Ceea ce vreau eu să vă spun este că dacă ați încercat tot posibilul să vă împăcați, să vorbiți, să iertați, să depășiți conflictele și totuși să ajungeți la violență conjugală teribilă, nu rămâneți singură. Că adevărul este că nu ești singură. Nu ești singură. Poți să găsești o soluție. Doamne ajută!